Moro are îngerii lui în bucătărie, dar acum are nevoie și de servitori. A venit timpul să aleagă. Hei, bună! Bună! Bună, bună, bună! Vă aștept în living și pe voi. Acum, acum! Salut! Bună. Salut, Cristi! Salut! Bună! Cătălin, cum a fost prima zi a ta? Dacă fermier. Cristi, pot să spun că a fost o zi extraordinară. Am muncit foarte mult astăzi, sunt mulțumit de echipa mea. Problema este cu Belbiță și cu Marius, au dat de niște pietroaie cu târnăcopul, trebuie să dea să le scoate. Deci nu avem pământ, să dăm cu lopata. Deci noi trebuie să muncim de aproape 5 ori mai mult decât dacă noi acum aveam pământul normal. Noi făceam groapa aia, era gata, groapa, puneam celofanul și gata. Sarcinile care ne le dai nouă nu sunt ușoare. Chiar dacă par ușoare, sunt foarte grele. Nimic nu este ușor aici. Cătălin, astăzi este o zi destul de importantă. Alegerea servitorilor săptămânii. Ai în minte pe cineva? Da. Moro, cred că dintre fete o să aleagă servitoare pe Claudia. Iar dintre băieți, nu știu, cred că pe Marius, pentru că Silviu a mai fost și deja l-a luat cu el în camera fermierului. Marius, pe cine alege tu astăzi pentru săptămâna asta ca servitor și de ce alege pe ei? Silviu, de exemplu, a fost, aș putea fi eu sau Remus și ca fete, probabil, Brigitte sau Claudia. Să știi că am fost. Eu mi-am dat cu părerea. Care de ales între Marius și Remus. Acum, nu știu ce gândește Moroșanu. Remus. La băieți, așa cum săptămâna mea l-am ales pe Silviu, rămân aceleași argumente și acum. Și pentru că sunt aceiași băieți, aș face aceeași alegere, să zicem. Iar la fete, aș alege pe Brigitte. Pentru că se descurcă în bucătărie și îi place foarte mult și sigur. Ăsta e motivul. Brigitte, Ioana se merită una pe alta. Să se iubească în pace. Acum, hai să fim serioși. Cine nu și-ar dori să le vadă pe Claudia și Brigitte trântindu-se la o probă de forță? Brigitte. Pentru că sunt fățarnică și nu sunt corect, o să dau doar două nume, Claudia și Remus. Să ducă conflictul ăsta până la capăt și să rămână Claudia aici. Cătălin, acum nu știu dacă ți-au influențat cu ceva sau nu decizia, dar aș vrea să aflu părerea ta. Dacă ne amintim, când am intrat în fermă, Moro a spus că cei mai potriviți pentru servitori sunt Marius și Belbița, pentru că au nevoie să învețe, sunt cei mai tineri și crede că i-ar ajuta foarte mult. Plus că dacă ei sunt așa niște porumbei toată ziua, giugu, cred că o să fie fericit să doarmă separat. Acum nu știu dacă ți-au influențat cu ceva sau nu decizia, dar aș vrea să aflu părerea ta. Foarte simplu. Claudia știa foarte bine că o să iau la duel și o să pun servitoare. Consider că este cea mai slabă din fermă. Și-a dorit atât de mult acest moment încât astăzi s-a împlinit visul, dar și cu ajutorul meu, pentru că eu l-am propus să fie fermier șef. Pare foarte rău, Marius. Ai căzut și tu. Nu pot să iau pe Silviu că am o relație cu el. Pe Remus, nu pot că cu el mă sfătuiesc să facem construcții. Nu te supra pe mine, țin la tine foarte mult. Am înțeles. Hai să ne rezolvăm sarcinile. Sunt foarte importante. Mă bucur dacă ați reușit să dați malterele alea de zăpadă. Toate le ok? O zi bună, Cristi. Problema aici nu e Moro. Problema sunt oamenii care au senzația că au câștigat odată cu Moro. Eu nu înțeleg. La ce se bucură femeile astea? A, doar pentru că ai senzația că fermierul șef face ce vrei tu? Nu, de fapt, voi faceți ce vrea el. Pentru că voi stăți pupind fundistele.